Bustul unei remarcabile personalități a culturii naționale, Eugeniu Ureche, a fost inaugurat în cadrul celei de-a patra reuniune a Teatrelor Naționale. Creația sculpturală are o poveste impresionantă, a fost realizată chiar de Eugeniu Ureche în 1961, iar acum, datorită susținerii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a fost transpusă în bronz. Bustul a fost dezvelit de membrii familiei lui Eugeniu Ureche în holul Teatrului Național, pe scena căruia legendarul actor a făcut istorie. El a fost readus în teatru după ce în anul 1977, și vă spun cu toată certitudine, a fost alungat din teatru de directorul de atunci, Victor Ghirlac. Bustul a fost modelat de mâinile maestrului în lut, pe urmă el l-a trecut în plastilină și a stat vreo 40 de ani la noi în casă. Când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea marelui Eugeniu Ureche, am organizat împreună cu familia o expoziție a lucrărilor lui Eugeniu Ureche. Printre lucrări era și un autoportret realizat de Eugeniu Ureche. Într-adevăr, un portret destul de impresionant, sculptat cu multă maestrie, și eu nu am făcut altceva decât l-am transpus în bronz. Moment emblematic, astfel a apreciat evenimentul ministra Monica Babuc. Faptul că am reușit să ne aducem modesta noastră contribuție la păstrarea memoriei lui Eugeniu Ureche este o onoare și o mare, mare bucurie. Deși nu a fost un artist profesionist, a fost un autodidact, dar dovedește o maestrie extraordinară. E un act de pietate față de cel care, de fapt, a fost leantul lumii teatrale interbelice și postbelice, cel care a păstrat tezaurul limbii României. Era unul din cei mai mari actori de la teatru pe vreme ce e Pușkin. În afară de asta, el avea o voce foarte bună și era foarte bun cântăreț. La începuturi, Eugeniu Ureche a fost cântăreț de operă, interpreta melodii populare, a realizat roluri memorabile la teatru, în filme, la radio. Când lucram la Radio Moldova, redacția literară, textele cronicarilor erau citite la rugămintea noastră în nume de Eugeniu Ureche, cu vocea absolut fenomenală, vulcanică, monumentală. În 1952, când Stalin era încă viu, Eugeniu Ureche a ieșit cu un demers important la Comitetul Central de Partid ca să-l aducă pe Caragiale și a reușit. Condiția era una, să fie tradus din română în moldovenește. Doar cu o lună înainte de a pleca în eternitate, în ianuarie 2005, Eugeniu Ureche a susținut ultimul recital pe un pat de spital. Se apropie sfârșitul, cu ochi pânjeniți, să mai privesc odată cerescul abis nemărginit.